Înainte să începem să punem textul în document, ar trebui să avem o discuție scurtă despre stilurile de text. Stilurile de, de text sunt practic niște colecții de uh, setări pentru felul în care trebuie să se arate și să se comporte o bucată de text, uh, pe care le facem pentru că trebuie să le folosim în mod repetat și în loc să faci la fiecare articol, la fiecare pagină, la fiecare secțiune, la fiecare bucățică mică de text, setări similare, manual, de fiecare dată, să alegi fontul, să alegi dimensiunea, să-l pui să se alinieze cu baseline-ul, să-i pui spațierea între rânduri, să alegi limba și toate setările care trebuie făcute pe o bucățică de text, poți să le faci o singură dată, să le salvezi și apoi să le aplici automat cum ar veni, dintr-un singur click pe orice bucățică de text. Și există două feluri de stiluri de text, cele mai comune, să zicem. Există și stilurile de text din tabel, dar deocamdată nu ne interesează. Stiluri de paragraf și stiluri de caracter. Ambele se construiesc în același fel. Dacă vrem, de exemplu, să avem uh, un titlu sau un stil pentru titluri care să fie, să zicem, de 30 de puncte, să fie, o să fac niște setări să fie foarte evident ce se întâmplă aici, să fie roșu, să fie foarte vizibil. Pun fontul impact aici și să zicem uh, să fie subliniat ca să fie clar. Pot, odată ce am hotărât cum vreau să arate acea bucățică de text, să-i salvez setările. Selectez o literă sau tot, dacă este formatat la fel, vor preluate aceleași opțiuni. Dacă nu sunt preluate doar opțiunile comune pentru toată zona selectată, și în panoul Paragraph Styles, vin aici și dau click pe butonul Create New Style în partea de jos. S-ar putea să arate puțin diferit în, în versiuni mai vechi, dar este tot butonul de lângă coșul de gunoi și îmi creează automat un stil care se numește Paragraph Style 1, generic. Pot să dau click dreapta pe el Edit și să-i zic este foarte important să-i dau un nume ca să știu la ce se referă, titlul roșu să zicem. Și Dau OK deocamdată și acum orice casetă de, fa de text fac, și o să am mai, aici o să dau Enter să am mai multe paragrafe, uh, va continua să aibă setările implicite, dar dacă dau click aici într-un paragraf și dau click pe titlul roșu, Paragraful acela se va formata automat cu setările pe care le-am pregătit eu, dar doar acel paragraf. Dacă selectez două paragrafe, pot să le aplic simultan pe ambele sau pe mai multe. Și în același timp, nu pot să selectez o singură literă și să aplic stilul pe ea, pentru că se aplică automat la un paragraf întreg. De aceea se numește stil de paragraf. Uh, celălalt tip de stiluri, stilurile de caracter, în schimb, se pot aplica pe unul sau mai multe caractere. Dacă vreau, de exemplu, să am uh, niște cuvinte care sunt uh, accentuate cu semi-bold și italic, să zicem, și au o culoare albastră. Tot așa o să selectez, este suficient și o singură literă. Vin în panoul Character Styles de data asta. Și dau aici click pe plus sau am datând, pot să țin asta alt pe tastatură și dau click pe plus și atunci mi-apare automat opțiunea să-l denumesc. Așa. Stilul de caracter se poate aplica și doar pe un singur caracter selectat sau oricât selectez. Și în ordine vine deasupra stilului de paragraf. Aici nu se aplică corect pentru că poate să-mi aplice culoarea, dar fontul pe care l-aveam eu selectat nu are versiunea bold italic și de aceea îmi face fundalul ăsta roz pentru el și îmi zice că nu este fontul. Deci mi-a schimbat, a reușit să-mi schimbe doar culoarea setările pe care le are la dispoziție le va aplica. Avantajul principal dincolo de viteza excepțional de mare de lucru față de lucru manual avantajul principal este faptul că aceste stiluri se pot modifica ulterior și Modificările pe care le facem se vor propaga la, peste tot pe unde este aplicat. Acum, o, un lucru la care trebuie să aveți grijă este faptul că uh, textul din care creați un stil de paragraf nu va avea automat aplicat acel stil. Deci, de exemplu, uh, acest text. Nu are niciun stil aplicat, vă puteți da seama când este selectat, dați click în el și nu este uh, accentuat niciunul din rândurile astea. Deci trebuie să revin la el și să dau click pe titlul roșu, nu se schimbă nimic vizibil, doar că este asociat cu stilul respectiv. Uh, și o să mai creez niște casete în care o să aplic selectiv aceste două stiluri. Roșu, accent albastru și acolo tot. Și acum, dacă vin pe stilul de paragraf pe care mi l-am creat aici, dau click dreapta și edit voi avea o casetă mare în care am toate opțiunile salvate. Îmi zice ce font am pus, ce dimensiune, că am pus subliniere, că i-am schimbat culoarea, deci cam toate opțiunile de text, de casete, de orice se poate aplica într-un fel sau altul pe text. Există în această fereastră și putem să le schimbăm dacă de exemplu am uitat ceva când am creat inițial textul sau dăm pe niște situații, peste niște situații pe care nu le-am prevăzut. Și dacă eu, de exemplu, vin aici și schimb din impact în Times New Roman, mi se va schimba peste tot pe unde este aplicat stilul respectiv, mi se va schimba respectiva setare. Respectiv la Character Styles, dacă vin și dau click dreapta pe Accent albastru și aici vedeți că sunt mai puține opțiuni pentru că sunt doar cele de caracter, nu și cele de paragraf. Pot, de exemplu, să vin să schimb culoarea în altceva și mi se va aplica peste tot pe unde era aplicat stilul respectiv. Din nou, vedeți, literele de la care am pornit nu, sunt, nu aveau stilul aplicat și atunci nu se modifică, dar celelalte se modifică. Și aici, dacă vin și aplic din nou acest stil, ar trebui să-și revină, oare de ce nu-și revine? A, ah, că pentru că nici Times din Roman nu are semibold italic. Hai să găsesc un fond care are semibold italic. Um. Adobe Garamond. Și atunci îmi face literarea semibol și italic în momentul în care are la dispoziție semnele respective. Deci acestea sunt stilurile, pe scurt așa se creează și cu stilurile care sunt deja prezente în această listă vom lucra în continuare. Pe cele pe care le-am făcut acum le voi șterge să nu mă încurce. Titlul roșu vin și-l trag deasupra coșului de gunoi și zic să, -l, să nu îl înlocuiască cu nimic. Doar păstrează formatarea și nu pune alt stil în locul lui și la fel și accent albastru o să vin și o să șterg și să înlocuiască cu nan deci tot așa cu nimic și îmi șterg aceste casete de text. Și în continuare vom aduce textul articolului în document și vom folosi stilurile ca să-l formatăm.